Din vremuri vechi ne-am închinat în fața maicilor fântâni, al căror licăr sfânt curat hrănește vieții rădăcini. Selemet, sat frumos, localitate cu tradiții istorice și culturale, cu vrednicii gospodari, ospitalieri și responsabili de ceea ce fac, care păstrează cu sfințenie obiceiurile și datele moștenite din bătrâni. În moment ce te pomenești pe meleagurile renumitului sat din Doresc Element și te afli alături de locuitorii lui, inima ți se umple de tot ce este mai frumos și minunat. Doar aici cunoști adevărata valoarea omului, prin faptul că cei de la Element, calea lor spre puritate, rămâne sub atrusul prin onestitate, devotament și hrănicie. A tot ce le oferă natura și Dumnezeu, prin munca zilor și drag de rezultat. La Selemet, pomii s-au sădit, la umbra cărora poți să-ți aduni puterile. S-au construit case cu credință și speranță, iar pentru a împlini cele spuse de bătrâni, locuitorii de aici au mai și săpat, aproape fiecare, câte o fântână, pentru a împlini setea dumneților și a se răcori în zilele caniculare. În tot ceea ce au făcut și fac ei, se găsesc simbolurile caracteristice vieții. Pomul, simbol al fertilității, casa, a familiei, fântâna, izvorul vieții și ai dănuchirii. Ceea ce lăsăm ca moștenire, vom dăinui în veci și răsplată este truda. Acolo, în ceruri, scrie în cărțile vechi, a celor ce nu a gerit nici timpul, nici puterea, nici partea materială în identificarea fântânilor și izvoarelor. Pregătite dinainte cu pomieni, cumpăra străchinieli de lut, cănuți de lut, ulciorașă de lut, cofi de lut, linguri de lemn. După aceea de-am să pregăte cu mâncare. Pășe pască, pășe colășei, găluși, fășe găluși cu potval, cu hrea, plăcintă, fășe ouă, boieu, prah în pleu. După sâmbăta, duminică și mari, când scula mama mai dimineață, ori și eu, când eram prima pomană, o fășem cu vacare. Mergem și dam câte o pomană la vacare și adem. După aceea venim acasă, toți pomienile și toată mâncarea o luam și o așezam ghinișor în desăjei. Luam ulcioraș cu brac, aici de lut de o toartă, și o zi de să zi și mergem la cimitir. Asta zi e asemănătoare, sâmbătă, duminică și mare, asemănătoare cu Paștele Blăjanului. Și e tare mare păcat dacă nu te duci la cimitir în ziua de azi. După
după aceea punem toate pomenele, părțăm pe morminte și le luăm și în cănuț turnăm brahă, în străchinele punem lapte cu tăiței, gălușele, plășinte, în cănuț turnăm brahă, în ulcioraș turnăm vin, în cofă punem cireșă, după aceea și le așadăm pe morminte, le punem și pe o crenguță de nucă. Din podoghem, cu o crenguță de ori de nuc, ori de maslin, ori de tei, ori trandafir, le luăm pe toate pomenele și le împodoghem. După aceea vine preotul și ne pomenem morții și noi împărțăm pomenele pe la rude, pe la prieteni, pe la nepoței, copii. După aceea le-am împărțit, ne-am venit acasă, venim acasă cu prieteni, cu neamurile, cu copiii, cu nepoții, cu vecinii. Așezăm masa, pe masă punem mâncare fierbinte, să iasă abur. Aburul și ala se duce tot la morți, așa mâncarea e a lor. Cu așa cu aburul ei se hrănesc și se încălzesc. După aceea noi le dăm pe un colășel de pomană la fiecare care s-au așezat la masa noastră. De o lumânare apres și de o zolnișel. Le dăm cu lumânare apres și le spunem, pe lumea asta pomana e ta, dar pe lumea și e de sufletul lui Anton. După aceea am terminat de dat toate pomenile la toți, am făcut la masă, am dus o rugășiune. Și ne-am stat în sâmbăta morților, înainte de Duminica Mare, creștinii, credincioșii, pregătesc ca să duc la biserică dimineața cu ramuri rupte din păduri, de chei, de stejar, de frasân, ca să le sfințească. Și cu ramurile astea venind acasă, ele așa le pun la locuri sfinte, teiul mai ales îl pun la icoană, crenguțele de frasân la, și din nuc la păritare. Nu trebuie ca să le strângă. Toate aceste crenguțe ele păstrează toată săptămâna. Gospodarii nu trebuie să lucreze în ziua aceasta, trebuie să sărbeze. Înspre seară, gospodarii, bărbații cu băiței, își iau coasa și se duc la cosit corovatică, la pădure ca să aduc frunzari, tot așa frunzari de tei, mai ales de tei, pentru că toate aceste crenguțe, ele se spune că alungă, adică duhurile rele, rusalele, și le aduc în casă ca să curețe gospodăria, glia. Cu crenguțele care le-au adus în casă la Ipante, păstrează chiar toată vara, nu numai o săptămână, dar toată vara, ele spune de Doamne ferește, de vara când se începe cu o ploaie furtunoasă, cu grindină, să ne ferească Dumnezeu. Atunci gospodinul iese cu crenguțele astea și le aruncă în o gradă și stihia se oprește. Și asta e drept, asta e un calculat chiar. În ziua aceea, în sâmbăta duminicii mari, nu trebuie copiii și în obștie cei mari, nimeni nu trebuie să ducă la scăldat. Îi ferit de înnecat. Așa obiceiuri eu am apucat de la mama mea și mama de la mama ei, eu așa m-am întrebat și așa ne spunea că trebuie crenguțele astea de le păstrat până la rusalii. Atunci la rusalii de acum ele se strâng, se ducă locurile unde curge apa, se stropesc pentru ca să avem toată vara ploioasă. Duminica Mare, frumoasă sărbătoare cu frunzari la păretare. Duminica Mare este sărbătoare închinată vegetație și apă. Din moș strămoș știm că toți creștinii în această zi dimineața merg la biserică, îi pomenesc pe cei morți și aprind câte o luminiță, o dau de pomană. După slujbă se întorc acasă, gospodina casei se stropește cu aghiazmă peste tot. După aceasta ia vreo câteva picături de aghiazmă, anafură, mănâncă, servește soțul și apoi pe restul membrii ai familiei.
pune bucatele pe masă pregătite din timp, sarmale și plăcinte din cartof, cu cartof, varză și brânză. S-așează, înainte de a se așeza la masă, își fac semnul crucii, spun Tatăl nostru, stăpânul casei face semnul crucii deasupra pâinii, o taie în bucăți și o împarte celor prezenți la masă. În această zi, toți creștinii merg în speție unii la alții. Duminica Mare este suplită cea mai multe zi la în această zi, se duc unii la alții și dacă stăpânul casei are foarte mulți oaspeți, înseamnă că anul o să fie roditor. Mănâncă, se veselesc, spun glume, după aceasta merg la hora satului. La hora satului se adună tot satul. Tradițiile și obiceiurile de Duminica Mare le-am ascultat de la mama și de la bunica. Thank you.